Vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre sud. Dar iată pe larg datele meteo. La noapte în Arad, vremea va fi rece, dar cu cer mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Izolat va fi brumă și ceață. Minimele nopții vor fi de minus 2 grade la Arad și 2 la Șiria. Mâine în Arad, vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab la moderat din sector sudic. Izolat va fi brumă și ceață. Temperaturile maxime vor fi de 10 grade în Șiria și 11 la Arad. La noapte în județul Caraș-Severin, vremea va fi răcoroasă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, dimineața va fi ceață și se va forma brumă. Minimele sunt de minus 3 grade la Caransebeș, minus 2 la Reșița, minus 1 în stațiunea Băile Herculane și 0 grade în Oravița. Mâine în Caraș-Severin, vremea va fi frumoasă, dar rece, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab la moderat din sector sudic. Maximele vor fi de 10 grade în Oravița, Reșița și Caransebeș și 14 în stațiunea Băile Herculane. La noapte în Timiș o vreme rece cu cer mai mult senin. Vântul va sufla slab. Izolat va fi brumă și ceață. Minimele sunt de minus 3 grade la Lugoj și minus 2 la Jimbolia, San Nicolae Mare și în Timișoara. Mâine și timișenii au parte de vreme frumoasă, dar destul de rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab la moderat din sector sudic. Maximele vor fi de 11 grade la Lugoj, Timișoara și San Nicolae Mare și 12 în Jimbolia. La noapte timișorenii au parte de vreme friguroasă cu cer senin și vânt slab. Izolat va fi brumă și ceață. Minima nopții va fi de minus 2 grade Celsius. Mâine în Timișoara vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab la moderat dinspre sud. Temperatura maximă va fi de 11 grade Celsius. Miercuri vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil cu înorări în a doua parte a nopții și va ploua slab. Vântul va sufla slab la moderat din sector sudic. Minimele sunt de 5 grade în Arad și 6 în Caraș-Severin și Timiș. Maximele vor fi de 21 de grade în Caraș-Severin și Arad și 22 în Timiș. Joi vremea continuă să se încălzească. Cerul va fi variabil. Izolat vor fi ploi slabe în a doua parte a nopții. Vântul va sufla din sector sudic cu intensificări izolate. Minimele sunt de 7 grade în Arad și Timiș și 10 în Caraș-Severin, iar maximele de 20 de grade în Caraș-Severin și Timiș și 21 în Arad.